Niciodată nu aș fi zis că femeia asta, care mereu este cu zâmbetul pe buze, care mereu este colorată, să se confrunte cu așa ceva. Și bravo ei că realizează acest lucru, că vrea să vorbească. Și bravo vouă celor care ne-ați tot scris mesaje și vă mulțumim din suflet pentru lucrul ăsta. Și evident, trebuia să avem opinia unui specialist, sfaturile lui. Pentru că mulți dintre noi confundă depresia cu stările de tristețe sau lipsa unei bune dispoziții, deși și ele și-au aportul aici. Totuși, diagnosticarea exactă necesită consultarea unui medic sau psiholog, dar și o monitorizare de cel puțin 2 săptămâni, spun cercetările în domeniu. Cum ne dăm seama că suntem în depresie? Câte tipuri există? Cum se manifestă? Dar și cel mai important, cum o depășim? Vom discuta cu doamna doctor în psihologie, Maria Vârlan. O salutăm și ne bucurăm că astăzi este alături de noi și spunem și la mulți ani pentru că este ziua dumneavoastră. Bună ziua! Luați loc pe canapea. E o problemă a societății mondiale. În Moldova, dumneavoastră, în atâția ani de experiență, ați început să simțiți de la an la an o creștere a persoanelor care se confruntă cu depresia? Într-adevăr, statisticile arată că numărul persoanelor care suferă de depresie se mărește, crește considerabil. Mai îngrijorător este faptul că și vârsta persoanelor care intră în depresie descrește. Întâlnim cazuri de depresie și la copii și cazuri multe de depresie și în rândul copiilor. Uite, cum ne dăm seama că, iată, cădem în plasa depresiei? Pentru că, evident, avem cu toții stări de nervi, tristețe, 2-3 zile plângem în pumni. Depresia e altceva, e o maladie, e o boală. E firesc să trăim perioade, momente de tristețe, toți noi, și asta poate ar fi greșit să spunem că nimeni nu trece prin astfel de momente, dar depresia deosebește cumva sau deosebește de aceste mici episodice trăiri prin faptul că omul și simptomele sunt foarte vizibile, dar vor fi persoane care vor încerca să ascundă aceste simptome, dar este greu de ascuns și cel apropiat le vede foarte ușor, cu ochiul liber. Persoana care experimentează o depresie este cea care este apatică, cea care nu mai are energie, este lipsită de energie. Orice, cât de mic efort nu ar depune, obosește. Este persoana care nu se mai poate bucura de viață, de plăcerile, micile plăceri pe care le-a avut până acum, de relațiile pe care le are cu alte persoane. Este persoana care nu are efectiv energie, este lipsită de această energie și tot ce o, în modul obișnuit îi provoca, îi făcea plăcere, acum, în momentele astea, când experimentează depresia, nu se mai bucură de ele. Și depresia asta se întâmplă în timp, așa, te atrage așa ca într-o mlaștină sau a venit la un moment și gata? Să știți că, într-adevăr, dacă ne-am imagina linia vieții, o linie dreaptă, atunci depresia este atunci când această linie cumva se întâmplă o denivelare la nivelul liniei vieții și parcă undeva această linie se scufundă în jos și se creează vizual o groapă. Iată, persoana care se află în depresie parcă cade în această groapă. E clar că groapa este întuneric și lipsită de lumină și atunci când nu vezi această lumină, e imposibil să te bucuri de viață. Dacă vom vorbi despre ce ne duce în această groapă, atunci cauzele sunt multiple. Vorbim despre cauze endogene, cauze interne, dar vorbim și despre cauze exogene, cauze externe. Dacă ne referim la cele interne, atunci putem vorbi despre niște perturbări de natură biochimică la nivelul creierului. Adică chiar e chimie, adică uneori depresia chiar poate fi provocată de chimie. Poate fi provocată, dar și factorii externi. De asemenea, stresurile, factorii externi, ziceam, relațiile, conflictele din relații pot duce la trăire, experimentarea acestei depresii. Noi, foarte mulți dintre, și citind mesajele celor care au scris, acceptau depresia. Iată, momentul ăsta, când oamenii zic basta, vreau să ies,
trebuie să te ajute cineva sau poți să ieși singur din asta? Pentru că dacă deja îți e bine acolo, cine știe dacă vrei să te mai ridici? Probabil depinde și de nivelul sau tipul de depresie. Vom avea depresie sau tulburare ușoară, tulburare medie și tulburare gravă. Tulburările ușoare și medii momente care pot fi tratate fără medicament. Deja când vorbim despre tulburarea grea, vom vorbi aici despre major, vom vorbi aici despre necesitatea, nevoie de medicamentație. Dar e foarte dificil să conștientizezi acest lucru și să depui efort ca să treci și să depășești de unul singur, pentru că chiar la începutul, la debutul acestei stări, omul, persoana se simte, se complace acolo, se simte bine și dacă cei din jur sunt îngrijorați, de ce nu te ridici, de ce nu mergi la, nu mai mergi la sport, la sală, de ce nu mai ești așa cum te știam odată, nu-i nimic, e doar o stare, mi-e bine așa, lăsați-mă în pace. Și atunci apatia asta, lipsa poftei de mâncare, persoana, sau invers, mâncare în exces, persoana poate pierdea în greutate sau invers poate adăuga în greutate, insomniile sau somnuri profunde de lungă durată, somnul poate fi, adică de la o extremă la alta. Și iată aici această negare că nu am nimic rău, doar un pic mă odihnesc, și trecerea asta cumva în starea de boală e cea mai complicată. Din momentul când deja persoana acceptă sau conștientizează că e nevoie de intervenție, iată aici deja e ușor de lucrat cu ea, de apelat la un specialist, dar atâta timp cât își neagă existența bolii, existența problemei, e dificil de convins. Văzusem pe net imagini ale creierului unei persoane afectate de depresie și a unei persoane sănătoase. Se vede clar cum creierul este afectat. Da, sunt niște modificări biochimice la nivelul creierului în situațiile, la persoanele care experimentează depresia. Ajungem la ajutor. Ajutorul din partea psihologilor. Știm că, din păcate, foarte puține persoane din Moldova își permit serviciile unui psiholog, pentru că știm și e normal, un om și serviciile dumneavoastră nu pot costa ieftin. E greu tuturor să iasă din depresie. Cum să-i ajutăm pe cei care nu-i putem să-i ducem la psiholog? Un rol important la persoanele, suportul, sprijinul persoanelor apropiate. E vorba de părinți, dacă vorbim despre copii, atunci educatorul, învățătorii de la clasă, colegii. Dacă vorbim despre adulți, atunci partenerul de viață, soțul, soția, mama, rudele, prietenii. Adică acest suport, sprijin emoțional este foarte important. Și atunci, ziceam, la tulburările ușoare se pot depăși aceste trăiri și cu sprijinul, și doar nemijlocit cu sprijinul celor apropiați. Însă, deja când vorbim despre tulburare moderată, e bine să ne adresăm unui psiholog. Copiii au posibilitatea să beneficieze de serviciile psihologului în școală și serviciile sunt gratuite. Sunt psihologi angajați în policlinici și atunci și adulții maturi ar putea să facă asta, servicii. Dar există și psihologi care înțeleg, nu întotdeauna, sau prețurile serviciilor psihologului sunt diferite și un psiholog este foarte flexibil atunci când pune aceste prețuri în funcție de trăirile pe care le are persoana, cât ele sunt de profunde, dar și în funcție de posibilitățile financiare ale clientului. Da, dacă se mai face și voluntariat în acest domeniu, este nemaipomenit. Da, pentru că trebuie și să ne ajutăm unii pe alții. Știți că sunt foarte mulți psihologi care fac voluntariat de dragul celuilalt, dar și de dragul experienței pe care o are, pentru ca să treacă prin experiențe profesionale, ca să aibă reușite, succese și de la asta crește autostima, stima de sine și oricum și psihologul și specialistul are de câștigat din aceste servicii gratuite. Da, un om adus din nou la lumină, un om care să se bucure și să-i bucure pe alții, cred că e una dintre menirile oamenilor. Specialistul, da, și în special psihologului.
Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi alături de noi și pentru că este ziua dumneavoastră, nu puteți să plecați de la noi fără un dar. Mulțumim pentru informații, dar și pentru acest lucru prețios pe care l-ați pus la final despre faptul că copiii pot apela la ajutorul psihologilor din școli sau din instituțiile lor de învățământ.